Începutul noului an școlar aduce și primii nori negri la Vâlcea. Grupele de handbaliste născute în anii 1998 și 1999 vor fi mutate la Brașov, din națiuni pe care nimeni nu le cunoaște, dar care, într-un orășel mic precum Râmnicul, sunt ușor de bănuit. Conducerea Colegiului Tehnic Energetic a aflat vestea de curând și constată că este prea mică pentru un război așa mare. De aceea, toate celelalte lucruri bune legate de începerea școlii pălesc în fața acestei vești proaste. Făcut igienizarea așa cum am avut cu fondurile care le-am avut. Urmează să facem chiar dacă începe școala, sala de sport cu ajutorul primăriei. Avem o sumă de 50.000 de lei să zugrăvim sala de sport care a fost intens folosită. Am făcut cele 8 clase care le-am avut în plan de școlarizare, o clasă pe vocațional handbal, celelalte clase pe tehnic, tehnician automatizări, tehnician electrotehnist, tehnician electric și protecția mediului. Sunt clase care le-am făcut din vară, complete, cu 28 de elevi în clasă. S-a evitat o problemă și, să spunem, la Centrul Național de Handbal, printr-o hotărâre a Federației și probabil s-a dat și al Ministerului, o grupă, 98-99, o să fie mutată la Brașov, ceea ce pe noi ne afectează în primul rând pentru că se descompletează clasele de vocațional care le avem, pentru că fetele la centru de excelență sunt înscrise în aceste clase, spre în clasa 10-a, a 11-a și sunt în jur de 15 fete care o să fie la Brașov, în grupa de acolo. Interesele nu știu care sunt. Se spune... Cine a luat decizia, domnule director? Decizia a luat-o Federația de Handbal. La insistențe le-am înțeles la doamnei Mariana Târca, nu știu acum dacă este adevărat, dar așa sunt zvonurile. Deci asta ne afectează, m-am spus, în primul rând la numărul de eleve care o să rămână în clase de vocațional. 15 fete dacă pleacă, descompletează clasele de a 10-a și a 11-a, o să rămânem cu puține sub media care... este dată de legea învățământului. Acum să vedem, nu mi-a venit oficial încă, numai la telefon ce am vorbit, din cele 5 posturi care sunt de antrenor la handbal la centrul de excelență, 2 o să fie mutate la Brașov și rămân decât 3 posturi aici. Prin plecarea fetelor de la handbal, liceul va pierde 2 clase de la profilul vocațional, lucru care va cântări greu în viitorii ani.